o mulțime de eșecuri. Deci eu am dat un bar în Ferentari de foarte multe ori. Deci am pornit de la tot felul de idei proaste și e destul de greu să accepți că ești prost. Dar m-am cam obișnuit cu faptul că sunt prost în mod regulat și atunci am pus să-mi examinez tâmpenile pe care le fac, să schimb lucrurile în așa fel încât să funcționeze. La început, ca să vorbim de subiect, la început nu m-am gândit deloc la partea sexuală. Deci nu m-am gândit, ok, noi ar trebui să avem și un tip de educație sexuală. Mi-am dat seama de treaba asta când puștoaicele deja aveau 14-15 ani și dispăreau. Ce foarte greu să ții pe cineva. Deci Ferentariul, ghetou, e o lume ciudată. Că e foarte greu să explici unei fete care trăiește în aceeași încăpere de 22 de metri pătrați, unde sunt alți 6-7 oameni, unde vede absolut orice, începând cu sex, terminând cu droguri. Tot ce se întâmplă, se întâmplă acolo. Trăiește cumplit, deci nu are, familia are un venit, hai să spunem, la maxim de 150-200 de euro pe lună. Și vine un pește și zice, bă, eu îți dau 200 de euro pe seară, nu mai este eu să te vând. Să te vând la unele din hotelurile importante din București. Dacă fata arată bine, e foarte greu să-i convingi, bă, stai că nu asta ar trebui tu să faci. Și mai sunt și poveștile ăștia cu cum se numesc, chestiile ăștia erotice. Liniile erotice, nu, telefoanele, saloanele erotice. Deci e una din 100, își deschide un salon erotic după ce a fost pe undeva prin străinătate. Restul de 99 nu le mai vede nimeni. Deci cele care au sfârșit fie pe droguri, fie bătute, fie prin pușcării, vai de mama lor, sau pe centură, pe ăla nu le vede nimeni. Vede, toată lumea vede exemplul ăla de fata aia care și-a deschis salon erotic și o duce foarte bine și are un Mercedes furat de nu știu pe unde. Și atunci trebuie să discuți cu ele, să încerci să explici foarte dur ce înseamnă să fii prostituată, care sunt riscurile, să discuți cu băieții care sunt riscurile să fii pește și care sunt riscurile să fii traficant de droguri. Și nu a fost deloc ușor. N-a fost deloc ușor pentru mine să fac saltul ăsta. De ce? Ce te oprea? Care erau piedicile? Cred că e o chestie pe care o facem fiecare dintre noi. Tot sperăm că lumea ne imaginăm o lume mai bună decât e. Și atunci te înlocuiești altcineva. Da, sper să fie altcineva care să o facă în locul tău și nu prea ne place să ne băgăm în mizerie. Deci nu prea îți place să vezi lucrurile cele mai negre. Ferentariul pentru mine a fost o lecție foarte bună de viață. O aveai pe aia de la Craiova, ce-ți mai trebuie? Nu, asta cu drogurile nu o aveam deloc.